Georgeta Procopie este o mizileancă în vârstă de 55 de ani care a reușit să supraviețuiască de pe urma unei afaceri în care și-a pus întreaga inventivitate și mai ales talentul. Femeia face adevărate opere de artă cu ajutorul unei pânze și a firelor de ață colorate pe care le îmbină în tapiserii superbe. Sediul primăriei din localitate este împânzit cu lucrările Georgetei, astfel încât, indiferent cine-i trece pragul, să descopere că și într-un oraș în care cei mai mulți dintre locuitori nu au ocupație, se poate trăi din muncă și talent. A învățat în liceu să facă așa ceva, dar de când era copil știe să coasă frumos și să transforme tot felul de resturi în lucruri minunate. Cum ați reușit dumneavoastră să supraviețuiți într-un oraș ca Mizilul, care nu oferă multe posibilități, multe locuri de muncă? Muncind, mergând pe ce am avut lângă mine, un fir de ață, inventivitate, creativitate, colaborând cu divers, începând cu tineretul care este pregătit pe internet să facă site-uri și au băgat lucrările mele pe site-urile lor, au luptat și ei ca să scoată un procent acolo mic, dar să supraviețuiesc și eu și ei. Cum ați învățat să faceți așa? Din școală. Am terminat tapiserie, creație vestimentară, după aceea și design interior și am plecat așa, începând de la o simplă amenajare la un prieten, după aceea și la alții și cu sume modice, investindu-le, m-am ajuns de la aproape în aproape să îmi creez independență financiară, să-mi plătesc asigurările de sănătate, pensie și o pensie pentru la bătrânețe. În afară de tapiserii, ce mai faceți aici? Amenajări interioare, pictură, colaborez sau cu oricine care are nevoie, inclusiv de la o roche de mireasă. Deci, absolut de la orice, de la o simplu mărțișor sau o bijuterie, orice se poate pune în practică și dacă vrei să muncești și dacă vrei să fii independent financiar. Pentru Georgeta nu este ușor să facă tapiseriile, dar spune că munca ei a devenit un mod de viață în care se regăsește și care îi bucură sufletul. Trebuie să am o temă, dacă mi se întâmplă să spunem că de la o lucrare mai mare mi-a rămas un ghemuleț, niște resturi, astea și pe astea, în timp ce lucrez îi găsesc denumirea, dar cromatic trebuie să merg, un contrast de complementare, deci regulile ca la pictură, adică nu pot să mergi așa, să pun... Dar nu e ușor. Adică stați, vă buchisiți orele, numai faptul că stați a plecat așa. Zi, până la 12:01 noaptea. Eu văd partea plină a paharului, știți cum e. Un om care stă se gândește, domnule, cum să trăiesc, cum să supraviețuiesc, fac ceva... stres, anxietate și restul care urmează. Eu partea asta o iau ca un fel de terapie, deci un stil de viață. Aici toate frustrările, toate angoasele mi le-am descărcat în ceea ce fac, că făcând așa, mergând și mai repede și mai încet, deci asta am televizorul care mi-au informațiile și caut și la televizor să-mi aleg emisiunile care îmi dă starea bună. Și vă țin liniștită. Da, ascult știrile, dar mai dau paprika să mai aflu o rețetă de mâncare, pe o de-astea de nișă care le-am mai pierdut acum cu de amenajări interioare și de divertisment.
În funcție de mărimea lor, tapiseriile făcute de Georgeta se vând în general la prețuri cuprinse între 700 și 1000 de lei, dar pot depăși și 2500 de lei dacă sunt lucrări ce acoperă un perete întreg. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. E țara plină de feți frumoși și ilene cu sânzene, care trăiesc în povești triste, depănate filă cu filă. Dar în povești trăiesc și greuceni ca tine, împreună cu care lucrurile pot fi îndreptate. Redirecționează către Organizația Umanitară Concordia 2% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit datorat pentru ca poveștile să aibă șansa unui scenariu fericit. 2% de la tine schimbă viitorul copiilor fără viitor. Organizația Umanitară Concordia, o poveste pe care merită să o cunoști. Intră pe www.concordia.or.at/romania și descarcă formularul sau vino la standul Concordia din Mall Promenada București. De locuitori din Băicoi au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva gropilor de gunoi aflate foarte aproape de casele lor. Mai multe societăți comerciale desfășoară în zona țintă activități de prelucrare a deșeurilor periculoase, iar oamenii nu mai suportă mirosul care le invadează gospodăriile. Mai mult, ei povestesc că animalele le mor pe capete sau aduc pe lume pui cu malformații. Rușine! Rușine! Să vă știe! Anul trecut, o societate comercială care depozitează deșeuri nepericuloase a închiriat spații către alte două firme care au în obiectul de activitate neutralizarea deșeurilor periculoase. Terenul se află la mai puțin de 1000 de metri de prima locuință și la sub 500 de metri de pădure apropiată. Începând de anul trecut am trimis foarte multe sesizări către Garda de Mediu Prahova, către Agenția de Protecție a Mediului Prahova, către Direcția de Sănătate Publică din Prahova. Am trimis chiar o scrisoare către Ministerul Mediului și în urma răspunsurilor primite de la aceste autorități avem confirmarea că în acea zonă există două firme care prelucrează și apoi depozitează deșeuri periculoase în depozitul de deșeuri nepericuloase al celor de la Vitalia. Exact, va avea efect, da. Deci am încredere în băieți, sunt bine informați, au făcut toate demersurile și noi credem că dacă continuăm o să reușim. Ce înseamnă această groapă de gunoi, de deșeuri periculoase pentru comunitate? Păi sursă de cancer, o sursă sigură de cancer. Păi da. Sigur că da. Da. Deci suntem afectați. Asta vă arăt, știți că am avut problemele acelea de miros, stări de vomă, dureri de cap, amețeli și nu știam sursa. Până am fost într-o seară, că am fost chiar acolo și am văzut ce se întâmplă. Miroase exagerat și mai ales pentru sănătate e și copii. Copii mici. Nu poți să te duci, te plimbi cu ei pe acolo, că ar trebui să fie aer curat, că e pădure, e frumos. Nu se poate. Avem nepoțică, avem, dar nu se poate ieși. Au murit și animale? Da, au murit animale, s-au născut, au... Da, da, da.
cu două guri, trei picioare. Este un pericol. Eu am fost acolo și nu se poate. Deci este un miros insuportabil. Nu mai zic pentru mine, asta la vârsta mea, dar pentru nepoți, pentru copiii noștri. Este pericol. Este mare pericol cu această groapă de gunoi care este acolo. Puteți... Sănătatea pusă în pericol. Este sănătatea pusă în pericol la toată populația din jur care este. Plus că nu este 1000 de metri cât scrie la carte. Cred că acolo, la cea mai apropiată casă, cred că nu este mai mult de 600 de metri. Acolo, peste deal, nu este mai mult de 600 de metri. Da. Activitatea pe care noi, Vitalia Salubritate Prahova, o desfășurăm este o activitate autorizată, legală și nepericuloasă. Vreau să transmit pe această cale cetățenilor din Băicoi că nu au de ce să se teamă pentru activitățile pe care Vitalia le desfășoară în acest perimetru. În momentul în care există autorizații emise de autoritățile competente ale statului român, consider că e normal să țin cont de ele. În condițiile în care nu există autorizații, vezi cealaltă societate pentru care am discutat închirierea, ea nu funcționează, nu a funcționat, nu are activități economice. În ce condiții s-a făcut închirierea către DMECO? În ce condiții, iertați-mă? În condiții comerciale, în condițiile în care DMECO prezintă autorizație, îmi permiteți? În condițiile în care DMECO prezintă autorizație de mediu pentru această activitate pe care ei o desfășoară, fără îndoială, asta a fost și condiția sine qua non pentru care am închiriat spațiu. Aveți... Ultimul studiu de sănătate realizat chiar de Ministerul Sănătății a fost făcut în 2013, înainte de venirea celor două societăți comerciale. Locuitorii din Băicoi se gândesc cu groază la efectele poluării provocate de groapa de gunoi, efecte care se vor vedea și mai mult în următorii ani. Înainte de venirea verii, un târg de turism este evenimentul perfect de unde să te poți inspira în legătură cu vacanța pe care ți-o dorești. Cea de-a noua ediție a Expo Vacanța a venit cu oferte diverse atât în țară cât și în străinătate, cu vacanțe pentru seniori, pentru familiile cu copii mici sau pentru luna de miere, dar și drumeții în munții noștri sau sejururi în stațiuni balneoclimaterice. Pentru Malta noi promovăm ofertele noastre din luna mai până luna octombrie, oferte începând de la 299 de euro de persoană pe sejur, cu demi-pensiune inclusă și bilet de avion. De asemenea, mai avem oferte speciale pentru familiile ce doresc să călătorească cu copii în Malta. Aceștia beneficiază de gratuitate dacă sunt cazați în cameră cu doi adulți. Și pentru seniori? Pentru seniori sunt oferte foarte bune, începând de la 299 de euro, seniorii însemnând cei care împlinesc vârsta de peste 50 de ani, iar un mare avantaj este că noi condiționăm o persoană de peste 50 de ani în grup. Nu în ultimul rând, ne aflăm în perioada de înscrieri timpurii sau early booking și avem, în afară de ofertele de early booking, am venit cu oferte suplimentare, atât pentru destinații din România, unde avem reducere de până la 35%, cât și pentru destinații externe, unde avem reducere de până la 55% pe anumite chartere sau anumite destinații cu autocarul. Avem pachete cu transport gratuit, de exemplu, sau cu cazare gratuită pentru anumite perioade din an și anumite destinații. Nici turismul intern nu a fost uitat. Temerarii pot merge în munții Retezat, de exemplu. Să vizitați județul Hunedoara. Avem o zonă foarte frumoasă și la munte pentru excursii, schi, în zona Straja, lângă Petroșani. Avem oferte foarte bune. Avem Castelul Corvinilor, un obiectiv foarte important de vizitat în România. Cetățile dacice. Cum vedeți, noi chiar promovăm lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din România. Este în Retezat, în Hațeg, și cred că este foarte frumos pentru oamenii doritori de drumeții. Până pe 31 martie, agențiile încă vă mai așteaptă cu oferte cu reduceri de până la 20% pentru litoral. Afacerile mari se bazează nu numai pe investiții materiale, ci mai ales pe investiții în angajați, care pot aduce mereu un plus de valoare. În cazul unei cofetării, să ai cei mai buni cofetari, ciocolatieri și patiseri, definește perfect rețeta succesului.
patrona unui lanț de cofetării din Prahova și Brașov, a văzut potențialul în proprii angajați, pe care i-a încurajat să facă cursuri de specialitate și să participe la diverse concursuri de gen. Cornel Morar era șoferul patroanei până când și-a descoperit talentul în arta prăjiturilor. A urmat un curs în Franța și de atunci nu se mai oprește din a câștiga diverse premii pentru cel mai bun modelator în zahăr. M-am angajat ca șofer la această firmă. Șefa m-a dus la un curs în Franța, un curs complet de zahăr, după care am continuat să merg cu echipa pe României pe la concursuri și într-un final mi-a plăcut, am încercat, am făcut și eu și am ajuns să și particip. Ce înseamnă participarea la un astfel de concurs pentru tine personal? O foarte mare realizare de la șofer la modelator în zahăr la, să faci piese artistice, să faci, e ceva deosebit. Gabriela Toma se ocupa în urmă cu câțiva ani de gestionarea lanțului de cofetării. Acum, alături de Costel, a ajuns să câștige premiul întâi la concursul Gastropan 2015. Lucrez de 15 ani la această firmă și sunt mândră. 10 ani am lucrat ca gestionar, deci vindeam produsele dulci. După care m-am retras în laborator să învăț să le fac, să le recomand altfel, făcându-le, știind ce... Ce mai greu? Nu, pentru că atâta timp cât îți place ceea ce faci și te implici, devine o pasiune să descoperi tot timpul ceva. Și în acești 5 ani, plăcându-mi, am avut ocazia să merg alături de colegii mei la început, să fiu alături de ei, ajutor la ajutor. Nu, să văd ceea ce înseamnă un concurs internațional. Atunci am descoperit emoțiile și stresul prin care treci la un astfel de concurs și am avut ocazia, datorită șefei, să particip la concursul de la Luxemburg, care a fost în 2014, alături de echipa regională, la care am luat locul 2, medalia de argint. Deci România a venit cu medalie în țară. Am participat și la concursul de la Gastropa. Deci te ambiționează să înveți, să te implici, să faci. Și asta îți dă încredere și vrei să descoperi mai mult în tine. Da, dar dincolo de ambiție trebuie și talent, trebuie și... Bineînțeles, totul se îmbină, că degeaba ai ambiție, dar n-ai talent. Da, da, da. Da, am avut ocazia și să am un curs în Franța de zahăr și nu este ușor, este foarte greu. Ce presupune un astfel de curs? Muncă, foarte multă. În afară de muncă, cum să zic, trebuie să ai și disteritatea să faci. Degeaba ai zahărul, ți dă să faci și nu... Trebuie să ai și talentul, da, undeva. Da, ai, da. Și este foarte greu. Adică te ia toate căldurile, să faci o piesă de zahăr. Cine o vede e splendidă, dar e foarte multă muncă. Delicioasele dulciuri făcute de Costel și Gabriela, dar și de restul echipei de la această cofetărie, încântă nu numai clienții obișnuiți, ci și participanții evenimentelor de la Cotroceni, pentru ca savuroasele prăjituri ajung de an bun și pe masa președintelui țării și invitaților săi. Anul trecut, echipa maestrilor prahoveni a obținut locul 2 la Cupa Mondială a Cofetarilor de la Milano pentru cel mai bun tort.